cele mai bune bilete la pariuri sportive pentru Mondialul din Qatar 2022. Dragi prieteni, avem 10 bilete alese de la cei mai buni pariori care postează gratuit prin grupurile de pariuri. Începem cu biletul lui Adrian Ilie, partide de la ora 12, bineînțeles cu meciul Argentinei, majoritatea au pus acest meci pe bilete, dar... Bineînțeles că puteți paria biletele, și după ce se termină partida aceasta, sau chiar dacă a început. Și trecem mai departe cu bilet cotă 542 de la Simona Aldea. La fel, Argentina, 36 goluri, dăm încet scroll să puteți vedea toate pronosticurile de pe biletele sale. În afară de acesta, urmează un alt bilet. De la Simona Aldea, dragi prieteni, o altă cotă de 59 am scos partidele care aveau cotă sub 1.30 pentru a putea fi pariate și la șansă. Drept urmare pot fi pariate de cât mai mulți pariori aceste bilete, miza va aparține ca de fiecare dată. Un bilet interesant pe speciale de la Florin Birceanu, un parior pe stilul meu care pariază speciale, analizează foarte bine meciurile drept urmare, a scos o cotă de 5, o cotă de 5 și 16 pentru azi de la Mondial și bineînțeles că trecem la o cotă mai mare, cotă 132 de la Adriana Zarcu, meciuri care încep de la ora 21 a evitat partidele de la Mondial se pare merge pe Anglia, pe Irlanda vă recomand acest bilet Miza, v-am spus, pariați atât cât vă permiteți să suportați pierderea și revenim la cel mai informă parior în acest moment Cristea Vlad a câștigat foarte multe bilete în această perioadă, dar și cotele lui sunt foarte mici, joacă la siguranță, însă mizele lui sunt foarte mari. Nu vă recomand să pariați sumele pe care acesta le pariază, de aceea am pus cu doar 5 lei simbolic acest bilet să-l puteți vedea și piesa de rezistență cote uriașe de la Cris Laura Doamna care a câștigat peste 7,5 miliarde de lei din pariuri sportive, dacă nu credeți, vă las la finalul acestui clip un uh, interviu cu ea în care puteți vedea toate biletele sale câștigătoare, dar și ideea sa de joc și cum face de. este mereu aproape de câștig chiar dacă joacă, după cum vedeți foarte multe pronosticuri pe bilet. Al doilea bilet, că tot veni vorba, tot de la Cris Laura, dăm scroll să puteți vedea toți aceste pronosticuri. Nu uitați, pe comunitate găsiți de dimineață până seara biletele celorlalți pariori, precum Rădoi Marian, Ciprian, Valentin, Georgescu, Gabriel, Gheorghe, Mihai, Gheorghe... Ilie și așa mai departe, tot ce trebuie să faceți este să vă abonați la canal pentru a primi notificări, activați clopoțelul și bineînțeles dacă lăsați un like, un comentariu, YouTube, înțelege că vă interesează acest tip de, de videoclipuri și vă va trimite notificări mai, mai repede. Ultimul bilet de la Laura, dragi prieteni, nu uitați! Pareați responsabil, pariați cu cap, am făcut și eu biletul zilei, l aveți în clipurile precedente, clipul zilei, pontul zilei, dați și voi un like, dați și voi un share, nu vă costă nimic, haideți să fim oameni, haideți să ne unim și să câștigăm cât mai mult, distribuiți puternic, eu am fost Nicolae Vasile, nu uitați, pariați responsabil, pareați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Mă înclin.